Dragii mei, acum o invit lângă mine pe bunica Antoniei, pe doamna Doina Istrate. Dumneavoastră o cunoașteți, este interpret de muzică populară de aici, de la noi din Argeș, și s-a născut pe, la Câmpul Lung, pe meleaguri muștelene. Doamna Doina, bună seara și la mulți ani, pentru că sunteți și dumneavoastră, ca și ceilalți invitați din această seară, iată, o româncuță frumoasă. Bună seara, domnișoară Ioană, bună seara tuturor, bună seara dragilor, dragi români de pretutindeni. Sunt bucuroasă că la o așa sărbătoare de suflet a noastră, a românilor, care se referă la năzuința poporului român de a fi uniți, sunt prezentă în această emisiune. Sunteți argeșeancă jet beget. Da. Ați plecat din județul Argeș vreodată? Nu aș pleca niciodată. Am fost mesagerul cântecului și dansului popular în întreaga lume. Niciodată, și eu cred că nici când nu-i mai frumos ca aici. Vă simțiți româncă? Sunteți româncă? Simțiți românește? De ce sunteți mândră că sunteți româncă, doamna Doina? În primul rând pentru că eu chiar sunt româncă, simt românește, cânt românește, m-am născut aici, am crescut în frumusețile naturale ale acestei țări, pentru că avem un popor care și-a dorit întotdeauna să fie unire și care s-a jertfit pentru acest lucru, pentru că avem o țară atât de frumoasă și bogată, cu tradiții, cu tradiții folclorice, dar și cu un istoric deosebit, despre care ar fi foarte frumos ca acești copii frumoși, tineri, să știe. Vă mulțumesc mult pentru că în această seară ați adus-o pe cea mică, pe Antonia, pentru că și generațiile care vin din urmă trebuie să știe că noi suntem români adevărați, ne iubim glia, ne iubim neamul, iubim tradițiile și obiceiurile. Ați pregătit, cu siguranță și dumneavoastră, un fragment dintr-un cântec patriotic. Da, eu am considerat că la acest moment este foarte potrivit un cântec pe care îl cântă o interpretă foarte dragă sufletului meu, doamna Irina Loghin, Treziți-vă români. Iar imediat după fragmentul live veți interpreta melodia Care floare-i mai frumoasă. Dragii mei, care floare-i mai frumoasă, doamna Doina Istrate? Sufletul mă doare când văd nepăsare și românii suferind. Văd tristețe multă, sărăcie cruntă și românii mei plângând. Treziți-vă, români, că noi suntem stăpâni și aici vom sta mereu. Treziți-vă, români, oameni frumoși și buni, speranța e în Dumnezeu. Mulți în sărăcie, alții în avuție și minciună-i peste tot. Cel ce stăpânește nu se mai gândește la cei care nu mai pot. Treziți-vă, români, că noi suntem stăpâni și aici vom sta mereu. Treziți-vă, români, oameni frumoși și buni, speranța e în Dumnezeu. Suflete rănite, zile amărâte, în viața românilor. N-or să moară caii când visează câinii, țara nu este a lor. Treziți-vă, români, că noi suntem stăpâni și aici vom sta mereu. Treziți-vă, români, oameni frumoși și buni, speranța e în Dumnezeu. Thank you.
Vă mulțumim frumos, doamna Doina. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Stimați telespectatorii, de la Câmpul Lung mergem la Bogați, acolo unde s-a născut Andreea Goșoiu. Andreea, te aștept aici lângă mine, te rog frumos, vino prin dreapta. Bună seara și la mulți ani, pentru că ești și tu o româncuță frumoasă. Bună seara, bine v-am găsit, la mulți ani dumneavoastră, la mulți ani tuturor românilor. Ce te reține pe tine aici în Argeș, în Argeșul nostru frumos? În primul rând, portul și cântecul. Ai pregătit pentru astăzi un fragment dintr-un cântec patriotic, pentru sigur. Că ești româncă. Da, sigur. Da? Cum se cheamă? Doamne, ocrotește pe români. Este mai mult o rugă. Iar cea de-a doua melodie se intitulează Oameni cu sufletul bogat. Oameni cu suflet bogat, ce da. Poartă titlul albumului pe care tocmai l-am lansat aici la Argeș TV. Așa este. Dragii mei, Andreea Goșoiu. Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Suntem săraci plini de amar, plânsul nostru e în zadar. Doamne, ocrotește-i pe români.
oameni cu suflet bogat. Sunt și în această seară în jurul tău, Andreea, și bineînțeles că și acasă sunt oameni cu suflet bogat. Cu siguranță. Mergem mai departe, stimați telespectatori, și o invit aici lângă mine pe Andreea Mitran, o altă argeșancă frumușică foc. Andreea, câți ani ai? În primul rând, bună seara și bine v-am găsit, dragi invitați. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație. Am 15 ani. Mulți înainte. Ești în clasa? A 8-a. Și iubești cântecul popular? Da, cu siguranță. Și iubești România? Da, așa este. De ce iubești România? Dumnezeu ne-a ales o țară binecuvântată, România. O țară cu foarte multă istorie, încărcată de istorie, și mă mândresc că fac parte din ea. În această seară ai pregătit un fragment dintr-un cântec patriotic și, bineînțeles, melodii din repertorul tău, care îți aparțin, practic, și text și melodie. Da, da. Dragii mei, Andreea Mitran. Ne-ntoarcem iar biruitorii, ostași din batalionul 2. Of, dar nu ne mai întoarcem toți, avem răniți, avem și morți. În munții Tatra mi-au căzut, căci Dumnezeu așa a vrut. Ne-ntoarcem iar biruitorii, ostași din batalionul 2. Of, și-am stat în ploaie, vânt și amare, și-am adus sării mare, dar și-am adus sării mare, dar așa români, așa români. Nebunii
să păstrăm al nostru obicei. Să cânt, să joc cu ai mei, cu tineri și bătrânei. Să păstrăm al nostru obicei. Felicitări, Andreea! Vă mulțumesc frumos! Dragii mei, de la Galeș, de acolo, din nordul județului Argeș, vine Tantiana Bârdici, așa cum îmi place mie să-i spun, Tantiana Bârdici, îmbrăcată într-un costum extraordinar de frumos, bineînțeles, al adevăratei galeșence. Da, costumul adevărat al galeșancei, pentru că în Comuna Brăduleț sunt o mulțime de modele, o mulțime de costume, care mai de care mai frumoase. În colecție eu am reușit să adun din toate și vin cu ele. Tantiana, ce definiție dați dumneavoastră românului? Frumusețe sufletească, tărie sufletească, dragoste de țară, dragoste de port, portul popular, dragoste de doina românească, cântecul acesta care este neîntrecut, omenia. Tot ce este mai frumos înseamnă român. Ce ne interpretați în această seară? Hai să întindem ora mare. Foarte frumos. Da. Dragii mei, Ana Bârdici, de acolo, de la Galeș. Hai să întindem ora mare, mai aici și mai colea, mai aproape de hotare, până-n Basarabia, mai aproape de hotare, până-n Basarabia. Thank you.
de măr. Neica la club muncește și frumos dăinește, măi. S-a plecut vechea la izvor, la izvor.